Sunt cluburi cu echipe înscrise în competiții care nu sunt afiliați, dar ei plătesc înscriere, plătesc vize, plătesc de toate. Apropo, voi vă imaginați Așa. că este posibil în anul 2022 la Liga 4 în București să joace un club care nu este afiliat? Păi cum poate să joace? Și eu înscris oficial în competiție? Adică... Sigur că da. Ce club? Nu vreau să-i dau numele, Păi... pentru că nu vreau să intru în Oricum îl aflăm. locurile. Dacă nu-l dai tu, oricum îl Păi, exact. Deci, este un club care nu este afiliat AMFB-ului și joacă la Liga 4. Wow! Și are rezultate bune? Nu are rezultate medii, nu are niște rezultate bune, că nici n-ar fi putut să aibă niște rezultate bune, că probabil că s-ar fi fost în primii patru, s-ar fi. Dar pe lângă acest club care joacă în Liga 4 și nu este afiliat, sunt nenumărate cluburi de copii și juniori pe care nu le-au afiliat, dar ei joacă în competiție. Și atunci Și plătesc încep eu. taxe. Și plătesc Da, taxe. oamenii plătesc taxe, evident că nu joacă nimeni gratis. Dar oare de ce? Adică de ce să păstrezi un club neafiliat? Ce ar însemna? Ce ar presupune? Adică de ce s-ar feri să afilieze niște cluburi? Stau și mă întreb acum. Nu știu. Adică nu Îți trebuie știu. ceva, vreo condiție specială să fii afiliat la AMF? Deci, evident că nu se dorește afilierea unor cluburi, Da? pentru că ele pot veni cu un suflu tânăr, Așa. cu idei noi. Pe de altă parte, sunt foști fotbaliști care sunt angajați ai unor cluburi și care au ajuns să întrebe pe unul și pe altul noi cu cine votăm. Așa. Da? Pe unul și Despre pe asta altul. vorbim. Pe unul și Pe pe unul și altul. pe altul de pe acolo. Păi, nu toată Dar țara de ce întreabă noi cu cine trebuie? votăm. E o întrebare de De ce? 100 și ceva de ani. Noi cu cine votăm? Noi cu cine votăm, exact.